Nu mai întrebați de ce scrie Canal D. Canal D a achiziționat transmisiunea acestui stream. De acum tot ce este transmis este deținut de Canal D. Puteți ziceți că m-am vândut, puteți ziceți... Asta s-a întâmplat. Vrei să ne uităm la Cezar Ionașcu? Eu nu o să pot să-l uit pe omul ăsta, pe Cezar Ionașcu, că în pandemie, l-am văzut pentru prima oară în pandemie într-un story pe Instagram care a fost destul de viral, sau IGTV sau nu știu ce căcat era, în care te învăța cum să nu porți mască la supermarket și te învăța să ai întotdeauna o bandană de aia obosită la gât pe care o duci la gură când intri în supermarket. Bandana aia care nu protejează la nimic, adică efectiv iese totul prin ea, intră totul prin ea. Și zicea că am bandană ca bandiții, că bandiții au bandană și așa am și o bandană, că sunt bandit și nu porc masca în supermarket. Asta în mijlocul pandemiei, like, când mureau 100 de oameni pe zi. Și omul meu e, nu știu, e speaker motivațional, bărbat alfa și naționalist de la care pare că a votat CPF cu 14 mâini, așa pare. Sus inimile, da, bravo, e băiatul cu sus inimile, corect. Sunt un om liber. Sunt un erou și fără mască. Vreau să comunic. Pot să respir liber. Sunt în siguranță în această lume. E puterea manifestației ca să nu iei corona. Vreau să te înțeleg. El e domnul Cezar Ionașcu. Soluția nu e să te protejezi. E un fel de John McAfee al României, dacă John McAfee ar fi un, naționalist obosit și low energy. Ci să te împuternicești. Ne uităm la contentul domnului Ionașcu. Tu, bărbat, cum să cumperi? Episodul 11. Nu știu de ce l-am salvat aici, dar bănuiesc că e ceva interesant. A, unde faci cumpărături? E literalmente... Da, că de asta eram curios. Unde faci cumpărături tu ca bărbat? Deci el face conte pentru bărbații adevărați, pentru bărbații alfa și face și cursuri. Are și el o tabără de asta, unde să fii mai, unde să fii mascul alfa. Și zice, unde faci cumpărături ca bărbat? A intrat Lengel. A intrat Lengel. 1000 de oameni. Noi cât avem aici? 2000. Pa! Da. Vai de capul tău, Lengel. Elicopterul, l-am văzut. Ciao de la Fireoglu. Cum a fost în Turcia? Bună și fulger în Timișoara. Fire, live you live. Live you. Ciao de la Fireoglu. Cum a fost în Turcia? Mersi, Fire. Fire. Ofo făinuț, cald. Ofo ok. Am nu știu dacă aș fi vrut să mă duc mai în est, dar nu, că tămoi mai duce o dată în Turcia. Și mă duc acolo spre Irak, zonele mele. N-am apucat, n-am crezut că o să stau chiar... Am stat mai mult de o lună de zile, n-am crezut. Am zis, stau vreo 3 săptămâni. Tăt am găsit șaorme, tăt dri, kebaburi în astea și nu... Și tăt mi-a venit să mânc și nu am mai putut pleca. Hai de unde ne facem cumpărături ca bărbat, că s-au genderuit cumpărăturile. Dacă tot e să inversăm... Măi, arată ca Robocop. Tot ce am dobândit până acum, hai să o facem cu cap. Am zis la un moment dat că lecțiile, cea mai mare parte dintre ele, despre produsul banilor din viața ta, ori n-au fost vorbite, ori au fost considerate tacite, ori nimeni nu ți le-a explicat, ori dacă ți le-a dat, au fost pe dos. Una dintre marile lecții despre bani este că până să-i faci, trebuie să știi... Să știi cum singur ghi să-i cheltui. Cheltuirea banilor este esențială. E mult mai mare ca idee decât făcutul de bani. Înainte să te apuci de lista acțiunilor despre făcut bani sau fix în acea secundă, trebuie să te apuci de lista de cheltuieli. Pentru că Dumnezeu bunul te vede. Dacă nu știi pe ce ai plăcere să cheltui banii, banii nu vin. E atât de simplu. E o ecuație aproape fizică. E despre rotirea bilei pe o traiectorie. Ca ea să stea acolo în mod constant, într-un cerc perfect, asupra ei acționează două forțe. Forța centrifugă, care o trage spre afară, și forța centripetă, care o trage spre centru. Cele două forțe sunt de egală intensitate și de opusă direcție.
Bă, ce căcat zici? Zim cum să cumpăr. Zim de unde să fac cumpărăturile. Dacă de la Lidl sau Kaufland. De ce fac? Ce zici, măi, omule? Zim unde e mai bună săptămâna. Zim unde găsesc săptămâna turcească. Simplu, nu? Exact la fel. Cu cât vrei să faci mai mulți bani, cu atât trebuie să știi mai exact pe ce îi cheltuiești. Aha. Nu faci chestia asta, bila se rotește aiurea. Adică, te concentrezi pe făcutul de bani, bila se apropie de centru, unde e un punct mort. Te focusezi foarte tare pe cheltuit, bila se depărtează de centru și la un moment dat face o tangentă la cerc și se duce în... Și uite așa, cheltuielile tale sunt pe lucruri care ți se scurg printre degete. De aceea... Deci, da, asta vreau să zic, Lexi, deci să nu mergem la bila. Îl știu pe tipul ăsta cam cu un an înainte de a face chestia asta, chestia aia în pandemie, cu sus inimile. Omul are un stil de a vorbi despre bani și familie foarte vag și abstract, spunând mereu că e atât de simplu și apelând la exactitatea științei, fizică, chimie, etc. Fun fact, când încă era pe focusat doar pe vestimentație, apela tot la chimie și fizică ca să explice chestii basic geniați să acopere mărimea ta. Ok. Trebuie să știi în această viață pe ce să cheltuiești banii. Ce-s cu zoom-urile astea? De ce ai vrea vreodată să zoomuiești atât de puternic pe tine? Da. Dacă te duci la mall, dacă te duci la supermarket, dacă te duci la fast food, dacă te duci la rețele gata organizate care îți vând rețetare despre plăcerea ta pozată pe panoul de la intrare, ești perdantul de serviciu. Și eu merg la mall. Intru și eu la fast food. Mă duc și eu în outlet, dar în același... Se vede că te duci în outlet să mor. Timp. Fix în același timp. Mă duc să văd ce este mai bun decât stadiul la care sunt acum. Ce pot consuma mai bun decât bumbacul dintre o bluză de piele? Cum e cea de pe mine? Există cașmirul. Ah, nu mai costă 30 de euro sau 20 de euro. Costă mult mai mult. Dar acest mult mai mult mă face pe mine să mă deplasez către acel punct. Bilei mele îi imprim o traiectorie circulară mult mai largă. Bro, ce zice omul ăsta? Deci ce îmi zice? Că trebuie să cumpăr cașmir în loc de bumbac? Vreau să cheltuiesc mai mult. Dând acest gând, deci această comandă, această emoție, creierului meu, el începe să proceseze modul... Bă, noi nu cred că avem puterea de a procesa ce zice omul ăsta aici, în creierile noastre. Modul meu de a face bani, modul meu de a trata banii, modul meu de a-mi trata vocația la urmă urmei. Nu mai bat joc de ea, nu mai pierd timpul, nu mai ard în dudă. Mă concentrez. E vorba de focus la urmă urmei. În momentul în care eu dau focus pe acțiunile mele și gândesc în același timp despre plăcerea achiziției viitoare pentru un bun mai mare, mai strălucitor, mai frumos, mai benefic pentru mine și care la urmă urmei îmi dă un standard de viață ridicat, voi ști exact cum să fac banii. Fără niciun fel de greșeală. Pentru că noi nu știm, de fapt, pe ce să cheltuim banii. Vrei să dau istoria înapoi? Da, dă istoria înapoi. Chiar vrei să dau istoria înapoi? Poate... Chiar, da, chiar vreau să dai istoria înapoi, whatever that means. Poate nu existai, poate nu erai născut în 89, sau poate aveai prea puțini ani ca să conștientizezi un fapt care s-a întâmplat în România după Revoluție, vreme de aproape 5 ani. Am consumat fără discernământ, îmbogățind speculatorii zilei. Ce s-a speculat? Faptul că românii n-au avut. N-au avut! Galantare goale, magazine triste și pline de praf. De ce prezintă chestia asta de parcă e o chestie pe care lumea nu știe? Sau de parcă e o chestie revoluționară? Ce vrei cu aia să zici? Că înainte nu erau blugi și după 89 au fost blugi. Așa că lumea a cumpărat blugi. Ok. So? Da, this is slam poetry, da. Parfumuri lipsă. Haine gri, verzi și cachi. Asta am avut. Asta au avut părinții voștri, bunicii voștri. De asta au avut parte. În momentul când granițele s-au deschis, cu toată intenția Occidentului de a transforma România într-o piață de consum încă de atunci, s-au turnat în România electronice, electrocasnice, GEPA Electro Center. S-au turnat blugi piramida aduși din Istanbul. Let's go! Let's go, patria blugilor, let's go! S-au turnat televizoare color pe gâtul românilor, s-au turnat credite de consum cu dobândă de 100... Nu înțeleg, e o critică a consumerismului, efectiv nu înțeleg ce zice. E o critică a ce este, deja la minutul 5 din 11. Ce încearcă să zică, nu înțeleg, că nu trebuie să dai banii pe căcaturi consumabile care ți-au mintea și să dai banii pe cașmir sau ce, că nu înțeleg. Românii s-au împrumutat și au consumat fără discernământ. Pentru că libertatea dată unor oameni săraci, democrația, cadou făcută unor oameni săraci...
Vine tei cu totalitar, prieteni, vine tei cu fascist, stați așa. Democrația dată cadou unor oameni săraci, așa. Îi transformă în slugi. Așa că e bine ca doar bogații să aibă democrație. Să fie democrați și socialiști între ei, dar săracii nu, săracii să stea la să stea la câmp. Îi transformă în blugi. Îmi place foarte mult care în continuu typo-uri în textul ăsta. În slugi. Să nu uiți asta niciodată. Bine, tată. Bine, tată. N-o să uit. Bucuria de moment. Anii 90. Care ar fi trebuit să fie o floare dintr-o nuntă românească cu Occidentul, s-a transformat această floare pe o floare pusă pe mormântul acestei țări. Omul nostru e socialist? Ce legătură are democrația cu... Un alt om, am început să văd un pattern, un alt om care nu înțelege diferența între scara economică și cea socială. Ce de legătură are faptul că trăiești într-o democrație cu faptul că poți să cumperi televizoare color și blugi? Ce legătură are consumerismul la liber, piața liberă, cu democrația sau cu totalitarismul? Efectiv, care e legătura? Care e legătura? Trebuie să înveți să consumi nu prin prisma unei slugi, cum au făcut-o părinții tăi. Nu acolo e cheia. Cheia e belșugul, abundența. Și nu e vorbă ce-ți spun. Până n-am curățat aceste lucruri din viața mea, până n-am învățat să cheltuiesc corect, cinstit, sănătos, salubru și înalt... Dar zine și nouă, zine, vreau și eu să consum la fel, dar nu înțeleg cum, că nu zici nimic. Viața mea a rămas pe loc. Ce boală se întâmplă în marea masă? Omul e pro-Putin, e doar antiliberal, o să zică chestii și socialiste și fasciste și orice din arealul ideologiei ruse, am înțeles. Pare genul de om. Deși mulți, prin produsele și serviciile lor, prietenii mei, antreprenori sau neantreprenori sau buni specialiști, încearcă să-ți vândă excelența lor la nivel nu declarativ, ci funcțional, practic. Această excelență, eu știu că tu nu o apreciezi, profesionalismul, excelența, nu este apreciată în România. Pentru că acesta e un fapt. În schimb, singurul motiv, singurul leitmotiv, singura condiție pentru care acest popor cumpără este prețul cel mai mic. Cu toții căutăm la naiba prețul cel mai mic. O tâmpenie absolută. Prețul cel mai mic nu-ți garantează calitate. Știați chestia asta? Prețul cel mai mic nu-ți garantează calitate. Cine vreodată a crezut că prețul cel mai mic îi garantează calitate? Nu zice nimica, efectiv nu zice nimica. Pot să fac și eu asta. Uită-te bine în ochii mei. Imediat după Revoluție, lumea s-a schimbat. Românul pur și simplu nu avea apă caldă. După Revoluție, apa caldă a apărut la robinete. Ce-a făcut românul? S-a spălat cu ea. Învață să consumi apă. Nu a inventat România apa caldă. Apa caldă este un dat. Este un dat. Și tu trebuie să știi să primești. Învață să primești apa caldă. Cel mai redus agent termic nu-ți garantează cea mai bună apă caldă. Magnetul de pe apometre nu garantează că n-o să fii dat în judecată de Enel. Mă sună rațiunea, mă scuzați un pic. N-o să stau să te educ. Nu e rolul meu. Prețul cel mai mic înseamnă un bun sau serviciu care se rupe primul și îl plătești dublu. Prețul cel mai mic înseamnă o nație ca a noastră care se pricepe la toate. Și pentru că ai reparat priza, s-au întâmplat două lucruri. Tu nu ești electrician. E luat pâinea de la gură uneia care știe această meserie. Doi, la mână priza pe care tu ai reparat-o. Se va strica foarte repede și vei fi cheltuit deja dublu sumei pe care o puteai da unui electrician. Bașca. Ți-ai consumat și timpul. Trebuie să înveți să cheltuiești banii. Iar asta e o artă, e o știință. În culmea abundenței, gândește-te la o aglomerație urbană controlată, cum e mall-ul. Într-o sâmbătă dimineață la ora 11, băiatul, bărbatul, femeia intră în mall. Măi, dar ce a zis? Că tu nu ești electrician, ce ai furat? Ai furat o meserie? What? Băiatul, bărbatul, femeia intră în mall. Steve, tone de haine frumoase. Și tu vrei să fii arătos alegând combinația corectă pentru tine. Habar nu ai să o faci. Nu sunt rău cu tine, sunt realist, am lucrat. Da, strida, omul ăsta trebuie să fie combinat cu Dana Budeanu, da. La cu prea mulți bărbați ca să știu că această știință de carte despre a arăta bine nu există în România. Și am ajutat din toată inima mea foarte mulți. De ce? Pentru că există disconfortul pe care ți-l creează mall-ul atunci când intri în el. Nu știi ce... Nu mai găti, fă munca de la mâna unui bucătar, da.
să alegi. Și din nou cumperi ce nu-ți trebuie și când ajungi acasă, acel lucru din nou este nefolositor, iar bunul pe care tu l-ai ales după preceptul a fost foarte ieftin, te și lauzi la prieteni că ai găsit ceva foarte ieftin și ai economisit bani, e un bun care îți va dăuna. Da, zice bine Sabina, de asta există stiliști. Păi nu zice nimic omul ăsta. Egalitatea dintre sexe este o tâmpenie. Cred că la asta s-a uitat Zlăvoc, dacă nu mă înșel. Greu subiect. Eu n-am stat să mă uit, dar am văzut că s-a uitat. Egalitatea asta dintre sexe e o chestie absolut idiotă. Pur și simplu idiotă. Uite, am să spun eu pe nume. Dincolo de toate normele Uniunii Europene. Vai, dar cât de mult curaj îți trebuie în țara în care se bate o femeie la fiecare secundă și nu există concept de feministă, să fii foarte curajos să zici chestia asta. Bravo, Cezar Ionașcu, ești cel mai tare, omule. Dincolo de politicile acestui Facebook care spune că nu e voie să spui așa ceva, o să spun eu și o să susțin această opinie mea. Egalitatea dintre sexe, care a fost inoculată de mai bine de un secol în mințile noastre. Asta e curajul conservatorilor, cu asta au rămas. Să se bată cu pumn din piept că încalcă standardele unei platforme. Asta le-a rămas, efectiv. E pur și simplu o tâmpenie. Nu o să iau de la capăt ca să explic că ancestral există niște diferențe substanțiale între natura bărbatului și a femeii, plecând de... Pe că vreți să facem pariu că tot argumentul lui o să se învârtă în jurul faptului că bărbatul este mai puternic fizic decât femeia. Hai să vedem. Că ancestral există niște diferențe substanțiale între natura bărbatului și a femeii, plecând de la însăși elementele chimice care compun cele două ființe. Elementele chimice? Există vreun element chimic care există la femei, dar nu există la bărbați? Întreb, chiar nu știu. Există un element chimic care există la femei și nu la bărbați? Sperma e un element chimic? Estrogenul nu există și la bărbați? Și da, oricum nici estrogenul nu e element chimic, da. Am zis totuși să fim inclusiv cu această... Cromozomii la fel nu sunt elemente chimice. Încercam să găsesc, adică poate nu știam eu, că nu mă pricep. Hai totuși să întreb. Chiar nu mă pricep, de-aia am întrebat, sincer. Da, să încep de la sfârșitul secolului 19, pe la 1890-1895. În plin avânt al erei industriale, într-un început absolut fulminant a ceea ce avea să fie secolul 20. E vreo femeie care are niște poloniu să-mi dea și mie? Femeii îi se acordă cumva, prin progresul medicinei, dreptul asupra controlului sarcinii. Femeia din acel moment... Asta e take-ul lui Jordan Peterson, prieteni. Jordan Peterson are take-ul ăsta, că e un mare pericol că s-a inventat pastila de-a doua zi. O să-l copieze unul la unul. Dreptul asupra controlului sarcini. Femeia din acel moment poate să înceapă să avorteze. Întreba ceva dacă e pro-lifer. Un om care se îmbracă cu port tradițional de cuie, un bărbat în toată firea cu părul la cur, care se îmbracă în ie, tu ce zici, e sau nu e pro-life? Asta înseamnă că întreruperea de sarcină o face mai lucrativă în câmpul muncii. Mai târziu apar tampoanele. În mod normal, femeia ar fi trebuit în acea perioadă a lunii să se retragă și să rămână cumva într-o tăcere și într-o proprie suferință, pentru că acest ciclu menstrual trebuie trăit ca atare retras de comunitatea largă. Poftim? Acest ciclu menstrual trebuie trăit ca atare retras de comunitatea largă. Așa e normal. Nu. Femeia a devenit funcțională și... Când aveți menstruație, e carantină. Vai de... Dar n-am mai auzit preoți să zică căcatul ăsta. N-am mai auzit preoți să zică căcaturile astea din Vechiul Testament. Le zice, uite că întreba, mai ești aici? Fata care a întrebat de ce îl discriminez pe ăsta, că poartă ie. De asta, că am ghicit doar din faptul că poartă ie, că are părerile astea. De asta fac mișto de bărbați în ie. În acele zile și vai ce înaintare, ce progres a făcut femeia în societate, spărgând încă o dată și fracturând o normă a legilor firii. Ceea ce ține de natură, încă o dată, omul a ignorat, a călcat în picioare și femeia a devenit funcțională în zilele de... E genul de bărbat care crede că obeurile te dezvigginează, să mor eu. ...de ciclu. Foarte ciudat, altfel. Apoi au apărut scutecele pentru copii. Și femeia n-a mai stat atât de mult cu copilul pentru că ea trebuia să se întoarcă foarte repede la muncă. Și copilul privat de mama lui a crescut cum a crescut. Vai de mama lui. Exact așa. Mai târziu, ca totul să fie complet, prin anii 60-70, când a apărut și mișcarea feministă, o imbecilitate altfel, au apărut... Atunci a apărut mișcarea feministă. Cunoașteți istoria, prieten. Și produsele derivate din lapte pentru copii, respectiv laptele praf. Asta a scăzut și mai mult statul acasă al mamei și întoarcerea ei foarte devreme la serviciu. Pentru că nu e așa? Dacă nu ești productivă și nu câștigi bani și nu ești femeie independentă, nu prea contezi. În toată partea cealaltă, în tot acest răstimp în care femeii s-a predat să fie independentă, să fie autodeterminată, să-și construiască o carieră, lucruri nefirești, total împotriva legilor firii, bărbatului i s-a predat să fie sensibil, fie flexibil, să fie maleabil. Și nu foarte departe de emit... Cineva întreabă, mama n-a avut lapte să mă hrănească și a trebuit să beau doar lapte praf. Ce era să facă să mă lase să mor de foame? Da!
Ca pe spartani. Te abandona pe stâncă și dacă veneau să te mănânce lupii bine, dacă nu, trebuia să dresezi tu lupii. Așa se nasc copiii puternici, nu cu lapte praf. Nu mai zic. Emisia și emiterea acestor idei, bărbatul, mai ales cel foarte slab, in... Tudor 13, știu că este literalmente cuvânt cu cuvânt ce zice Jordan Peterson. I know. Le-am văzut pe toate căcaturile astea. Dar vă dau și vouă să vedeți că e exact cuvânt cu cuvânt. Right, because the birth control pill essentially allowed females for the first time in evolutionary history to gain voluntary control over the reproductive function. Familia și căsnicia. Ce verighetă de căcat. Cea de aici e o verighetă. E semnul distinctiv pentru bărbații căsătoriți. Da? Wow, ce bine că am intrat pe canalul tău să aflu asta. Ești luat. O mare sperietură pentru mulți dintre ei. O mare sperietură pentru mine, ani și ani de zile. Și totuși am trecut prin acest exercițiu de un număr de ori. Mai mult deodată, da. Dus până la capăt, de la căsătorie și până la divorț. Le-aș numi amintiri plăcute sau învățăminte pe care le-am nici de cum. Niște probe catastrofale pe care a trebuit să le susțin. Nu. Drumurile de dinaintea căsniciei de față au fost niște învățăminte cu multe, multe întâmplări pe care nu le pot uita niciodată. Și totuși, am stabilizat elementul. Mulți mă întreabă, e greu, e ușor? Nu e vorba de greu sau ușor, e vorba de menire. Asta e menirea ființei umane. Nu o să găsiți niciodată. Mark my words. Un bărbat care să priciuiască căcatul ăsta cu căsătoria te nobilează ca femeie, femeia trebuie să stea în casă, doctrina creștin-ortodoxă pe sistemul ăsta de Mihail Neamțu sau ce face omul ăsta, nu o să găsiți niciodată un bărbat de genul ăsta care să nu aibă un divorț activ. Familia. Nucleul acesta care găzduiește, care securitizează ceea ce noi nu o să înțelegem niciodată și ceea ce știința doar constată. Procreerea. Nașterea copilului. Ținută, protejată de cei doi părinți, bărbatul și femeia, e taina supremă pentru care familia, ca și concept, a fost înființată inițial. Aberațiile pe scară largă care se propagă de către marea civilizație europeană cu două femei sau doi bărbați care pot crește un copil, mi se par cel puțin ciudat, pentru că ele contravin unei baze foarte solide a rasei umane pe care niciun fel de civilizație, știință sau progres nu le-au putut combate vreodată. Literalmente, copiii erau făcuți și crescuți în comunitate, ca la animale, dar nu știi al cui e puiul. Te faci de râs efectiv. În toate drumurile pe care această civilizație le-a avut de la zero până acum, în toate imperiile, în toate... Omul are impresia că oamenii în antichitate creșteau copii gen fiecare la peștera lui. O familie la o peșteră, o altă familie la altă peșteră, o altă familie la altă peșteră și așa mai departe. În comunitățile mai mari antice, la fel, fiecare la casa lui, nu ei nu să... Familia a fost cea care a susținut toată acea desfășurare de forțe, indiferent că a fost Ev Mediu, indiferent că a fost civilizație romană sau greacă, indiferent că a fost perioada modernă sau contemporană, familia, formată dintr-un bărbat puternic și o femeie fericită, au adus... Femeia nu cumva să fie puternică, femeia trebuie să fie fericită. Mă uit astăzi împrejur, pentru că am crescut în această convingere și mă uit astăzi împrejur la oamenii singuri, mai ales la femei, care își cresc cu un titlu de mândrie, de glorie, singure copii. Mă bucur pentru ele, le apreciez, au curaj, sunt niște ființe cu mult, mult curaj, dar nu aceasta este cale. N-are ce mândrie să fie acolo într-o ființă care se numește femeie și care își crește singură copii. Acolo e nevoie de echilibru. Cele două ființe date de Dumnezeu, bărbatul și femeia, trebuie să existe în acea căsnicie pentru progresul în mic al rasei umane. Am înțeles, înțeles. Deci dacă divorțezi, du-te și găsești alt bărbat, că altfel singură rasa umană. Fel, e o contrafacere. E ca și cum ai falsifica. Sau arunci copilul la gunoi una din două. E ca bancnotă, e bancruta frauduloasă. Să vrei să schimbi ceea ce, repet, știința doar constată, minunea procreierii, minunea unirii celor două celule, a fuzionării și a înmulțirii din ovul la 2, la 4, la 8, la 16, progresia geometrică pe care o văd în uterul feminin și care e minunea lumii, nu poate să o ia nimeni. Bașca după naștere, toată această cale trebuie dusă la un capăt. Copilul nou născut are voie protecția celor doi. Protecție, nu împărțirea cheltuielilor de bărbat și femeie. Copilul mic n-are nevoie de egalitate dintre sexe. N-are nevoie de un tată sensibil. Are nevoie de...
Are nevoie de un tată să lupă cu bătaia, de prost ce e. Un tată care să ia decizii în fiecare zi. Are nevoie de un tată care să securizeze incint și care spună acoperiș deasupra familiei. Măi, gâde și el de ce mizerii zice. Copilul mic are nevoie de o mamă care să fie blândă, feminină, care să-l țină în brațe. Copilul mic n-are nevoie de cariera mamei lui, niciodată. Copilul mic are nevoie de mama din femeie. Femeia trebuie să se sacrifice, ați înțeles? Trebuie să lași la o parte absolut tot ce ai pe lume. Cariera, fericire, plăcere, p***a mea. Să te sacrifici să crești copilul. În timp ce bărbatul te înșală cu secretarea, ce nu înțelegi? Așa, Cezar Ionașcu. Cine este Cezar? Omul din spatele celor 15.000 de bărbați români ajuns la excelență? Nu știu cum sunt calculați ăștia 15.000, sunt aia care au downloadat e-book-ul gratuit? Cum sunt calculați exact 15.000 de bărbați români ajungi la excelență? Hai să vedem cursul lui. Se numește All In. Pachetul All In, 5 cursuri, 17 webinari, 24 de ateliere, 5 materiale scrise și peste 110 lecții audio. Ce înseamnă 110 lecții audio? Ce înseamnă lecții audio? 110 de lecții audio. Ce o lecție? 79 de ore? Ce căcat ai putut să vorbești în 79 de ore încât să fie și relevant? Sincer acum, valoarea totală a pachetului, 4.273 de lei. Dar, only for you, my friend. You know what was the price? 4.273 de lei. But for you, my friend, only 199 de lei astăzi. Tu, bărbat. Maraton de masculinitate. Nu, no, nu, no, nu. No. Maraton de masculinitate aplicată în care îți vei spune la punct disciplina, corpul, alimentația, principiile de viață, determinarea, vocația, fricile, relația cu părinții și cu femeile, convingerile legate de bani și nivelul de testosteron. Cu doar 200 de lei îți pui la punct nivelul de testosteron. Doamne, câți impostori pe această lume. Swear to fucking God. Doamne, câți impostori, man. Într-un business sunt trei lucruri pe care... Mai țineți de ce v-am zis cu bandana ca bandiții? Banii tăi nu sunt ai tăi. Banii tăi nu sunt la tine și nu sunt ai tăi. Ți se pare că sunt ai tăi. Uite cum e organigrama socială în verticala ei și în adevărul ei până la cap. Noi suntem contribuabili și avem în buzunar niște bagnote sau niște monede pe care le emite Banca Națională a unei țări, astea sau oricărei alte. Peste ea se află organele de reglementare fiscală, știu eu, Camera Comunilor sau Camera Deputaților, Senatul care adoptă legile, președintele, imnul, steagul, țara. Știați chestia asta? Poate nu știați. Și spune că acolo se termină. Nu. Peste ele este compania transfrontalieră sau transnațională. Mai multe companii transfrontaliere sunt deținute de un fond de investiții. Mai multe fonduri de investiții de un fond de indici. Și peste toate, mai multe fonduri de indici de un fond de risc. Iar fondurile de risc, cum? Știați că trăiți în capitalism? Asta vă zice. Face mansplaining la capitalism și la influența băncilor asupra lumii. Pără și vând țări de la un capăt la celălalt. Acolo sunt banii tăi. Aha, acolo sunt banii mei. Eu credeam că sunt la mine în portofel, dar aparent sunt acolo. Întotdeauna pentru totdeauna, femeia alege. Bărbatului doar să lase impresia că a cucerit. E un pariu de o viață întreagă. De aceea și noi bărbații trebuie să avem grijă de noi. Am pățit. De la un capăt la celălalt. Ne pregătim în fiecare zi, fizic, spiritual, trupește, moral, financiar, ca să fim aleși. Măi, ești din Massimo Dutti, măi omule. Aleși de femeie, pentru că dacă nu o facem, femeia l-alege pe celălalt. Și noi începem să vorbim urât despre ea. Că de ce nu ne vrea, că de ce nu vrea cu noi. Femeia alege pe cel care poate să-i acorde certitudine, nu iubire. Nevoia de certitudine. Sir, this is a bigoti. Vine înaintea nevoii de iubire. Sir, this is Blickenkompenburg. Am fost păcăliți cu toții că iubirea contează. Pentru femeie, certitudinea contează. Iar dacă îndeplinești această nevoie, una dintre cele șase umane, femeia te iubește instantaneu. Așa că pregătește-te să fii ales de femeie, nu să cucerești. O, zâmbetul ăla de la... Doamne, zâmbetul ăla de Robocop de la final. Mersi de domnul omule. Femeia nu plătește chiria. Nici creditele, nici leasingul, nici nimic de ce se cheamă cheltuială. Cu femeia nu faci jumate-jumate la cheltuieli. Ești bărbat și tu plătești totul. Nu, nu sunt răt. Da. Îți dai seama ce loadic energy trebuie să ai încât să simți nevoia intrinsecă de a sprijini material o femeie ca să fii sigur că rămâne lângă tine? Ce gen să-i oferi toate, să-i asiguri finanțele și la ca să o legi de tine? Câți centimetri de stai în p***
ca să-ți fie frică să lași o femeie să fie independentă financiar. Că asta e o frică. E efectiv e o frică. Sure, că prefer să-ți găsești un partener care să fie mai avut, cu care să împarți cheltuielile mai lejer. Da, sure. Ce femeie își dorește să fie complet dependentă financiar de un bărbat cu p***ică, sincer? În bazele masculinității și ale feminității este supraviețuirea acestei luni și trebuie să o înțelegi de la un capul la celălalt. Pentru că dacă tu vei cuceri, plătind sucul din oraș, taxiul, mersul la film, mersul la spectacol și apoi, după ce veți fi fost îndrăgostiți și vă veți muta împreună, vei purta prima mare discuție cu ea despre faptul că, știi iubito, de azi încolo împărțim jumate-jumate cheltuielile, deja relația ta s-a terminat. Așa. Gagica ta e doar ca să primească pomană. Da, iubita ta, ca să primească pomană. Nu mai ești bărbat dacă nu dai pomană la femeile din viața ta. Băi, și don't get me wrong, adică e ok că mai sunt unele chestii, financial domination king și la, adică mai sunt o căică de căcaturi care duc la genul ăsta de situații. And it's fine dacă e consensual și cu consent și la sure. Dar să priciuiești chestia asta dintr-o perspectivă creștin-ortodoxă de alpha male, efectiv urlă doar că ai p***mică și că nimeni din viața ta nu o să stea cu tine if you don't trap them. Sincer. Și când zic mică, nu zic neapărat fizic pe cât mental. How do you trap them? Financiar, orice alte moduri, de la manipulare, mă rog, doesn't matter. Ideea e că asta e nevoia omului cu mică mentală. Să trap people, să-i țină dependenți. Că altfel știu în adâncul lor că oamenii aia o să-i părăsească. Și că ăsta e singurul lucru pe care poate să-l facă ca să nu-i părăsească. Așa că învață odată pentru totdeauna ca bărbat să plătești totul de la un cap la celălalt. Iar femeia, dacă are plăcerea să-și facă banii singură, bravo ei, banii ei rămân la ea. Iar tu plătești totul. O să repet, 1 milion de ori. Efectiv, trebuie să fii sclavul femeii. Dar asta e funny, că de fiecare dată când se zice chestia asta, se zice dintr-un unghi de ăsta de gentilom, de mândrie. Regina mea trebuie să stea pe un tron, să nu trag o bășină fără să o șterg la cui costă $100. Și de fapt, realitatea este că în toate cuplurile astea sunt niște oameni nefericiți și genul ăsta de om e fix ăla care o să zică căcaturile alea gen, după ce te-am ținut pe banii mei atâția ani, tu nu știu ce, după ce ți-am dat și ți-am făcut tu nu știu ce, cum îți permiți să puncte-puncte, că eu puncte-puncte. That's why they do it. Nimeni de genul omului ăstuia, din perspectivă creștin-ortodoxă și de alpha male, nimeni n-o face pentru că respectă și iubește femeile. Poți să faci chestia asta dacă iubești o femeie atât de mult, încât să vrei să o ții în așternuturi de mătase în timp ce îți rup cârca la muncă. Și poți să faci asta. De asta de puțin oameni care fac asta și sunt de mulți oameni ca omul ăsta. Efectiv, de câte ori n-ați auzit în familiile voastre în care au fost mame casnice sau au avut perioade în care au fost casnice discuția asta? Păi eu am fost la muncă! Te-am făcut, tu ai stat toată ziua și ai dormit, te-ai distrat, te-ai dus să-ți iei haine, te-ai văzut cu prietenele. Ăsta e omul ăla. Și da, corect, ești greu de manipulat dacă ești independent financiar, da, adică nu ești, în momentul în care nu ești locked într-o căsnicie pentru că nu e așa, ai murit de foame dacă mâine ai divorța, mă, evident că ești mai ușor de manipulat. Un tip a zis foarte deștept, cu cât clădirile de sticlă într-o țară post-comunistă sunt mai înalte, cu atât țara e mai devalizată. Îți spune unul care a trăit 6 ani de zile în ele. În clădirea, nu vorbesc din afară, vorbesc din... 6 ani? Ai lucrat 6 ani la corporație? Wow, that's insane! Eu am 25 de ani, cum am lucrat mai mult ca tine? Sunt porți de spoliat țara, de ieși banii din țară. Intrau investitorii... Da, e fix. Adică e discursul anticapitalist, dar cu tentă rusească. A avut dreptate cine a zis prima oară. Au corporațiile, iarăși pot povesti până dimineață fără să mă repet, și spuneau. Nu, să nu intre corporațiile, să intre, să nu mai vină la corporații, să vină la oligarhi, dacă se poate. Nu vrem să plătim niciun ban statului român. Un tip a zis foarte deștept, cu cât... Da, cu oligarhii tăi plătesc bani statului. Femeile nu vor bani. Femeile vor, în mod firesc, bărbați cu bani, pentru că banii sunt, dincolo de filozofie, auditul tău social. Așa este. Statusul. Așa este. De ce? Ești câți bani ai în bancă ca bărbat. Nu, ca oricine ești câți bani ai în bancă. Băgați-vă mințile în cap. Femeile nu vor. Da, am mai zis chestia asta, pentru că banul este putere într-un sistem capitalist, mai ales atât de târziu ca al nostru. Auzi un bărbat că începe să zică femeile puncte puncte, te oprești neascultat. Easy, sincer. Ce ar trebui să citești ca cetățean român? Ce ar trebui să citești ca cetățean român? În primul și în primul rând... Ar trebui Biblia. Ce-mi
să citești Biblia sau cartea de căpătâi a religiei tale. Este o esență, o concentrare a celor mai frumoase și pilduitoare povești ale lumii. De ce divorța coaie? N-ai citit Biblia? Nu știi că e păcat să divorțezi? Dacă nu ești marele credincios în Dumnezeul tău, ce e scris acolo este esența adunată de foarte multe generații, de foarte multe mii de ani, într-un singur volum. Bine, coaie, hai că deja mă plictisești. Ia uite, domne, am strâns 148 de euro să mergem să punem steagul turcii în vârful muntelui Athos. That's pretty good.